30 de minute, încă suntem la Timișoara, ne e din ce în ce mai greu și cu merdenele și cu bere și cu... Avem producători de bere, producători independenți, de bere artizanală, care au venit pe aici. Au făcut o vizită. Iar în dimineața asta am primit berea Poli Timișoara. Cum adică, mă, berea Poli Timișoara? Explică. Este, uite, e branduită cu Poli Timișoara, sunt frații Rapidului. Practic de asta au ajuns în studio aici. Adică dacă nu era el frate cu Poli Timișoara, nu primeam. Nu primeam, nu? Dacă nu era 1923, sigur că da. Știți că există o pagină de Facebook care se cheamă Găleata, de la Camera Deputaților, și pe care se postează fotografii din Palatul Parlamentului din București, când plouă afară și înăuntru se pun găleți de colo-colo ca să colecteze apa care curge din tavan. Curge apă din tavan la Casa Poporului? Da, curge apă. Pe unde intră? Că mie mi se pare că în Hurdubaia aia, apa nu prea ar avea pe unde trece. Ba da, intră, pentru că se degradează pe zi ce trece. Este o clădire care costă foarte mult. Ca să o încălzești, mă rog, în urmă câțiva ani, încălzirea acelui palat costa cât încălzirea unui cartier de dimensiuni medii. Da, Casa Poporului oricum era degradată prin ceea ce se întâmpla înăuntru. Da, și era și o expresia degradării societății românești, exact. Din păcate. Dar sunt, deci, pagina de Facebook Găleata de la Camera Deputaților este Găleata de la CDEP, că nu e toată Camera Deputaților, și okay. Acolo de ani de zile se postează fotografii, deci imaginați-vă, dacă nu puteți să vedeți acum fotografiile, toate spațiile acelea uriașe din Palatul Parlamentului, din Casa Poporului, cum ar veni, cu candelabre, cu tot ce trebuie, cu marmură lucioasă pe jos, cu super lux, și sunt din loc în loc găleți, una galbenă, una albastră, una roșie, cred că sunt și găleți electorale aduse acolo. E foarte posibil. După culoare am putea să ne orientăm. Care colectează pic-pic ce curge din tavan. Crezi că ajunge și în tunelurile dacice apa respectivă? Sau... Crezi că de acolo nu mai râde, că acolo chiar sunt tuneluri. Nu-s dacice, dar sunt. Păi eu știu. Acolo ar fi ceva tuneluri, da. Dar nu neapărat dacice. Acolo sunt buncărele unde o să mergem toți când o să fie nașor. Așa zici? Așa știu de când eram mic. Nu cred că mergem toți când o să fie nașor. O să meargă unii. Noi o să fim la ușă. Nu cu ei pe acolo. Și te tot duci, adică încape lume multă. Nu-ți dă voie să intri pe la metrou. Nici în curte nu-ți dă voie să intri, știi? Palatul Parlamentului, deci parlamentarii au nevoie de tot spațiul ăla uriaș de zeci de hectare, care este nefolosit și care este înconjurat cu un zid și pe care periodic câte un lider politic populist promite că o să-l dărâme. Cauza nu era când au venit Pink Floyd. Nu era, cum îl chema? Zgonea, așa. Rudă cu Mihai Viteazu. Nu era cu un târnacop și promitea cum îl dărâmăm. Și Adrian Năstase, cred că a zis la un dat că îl dărâma. Și toți liderii politici mai spun din când în când, gata, frate. Ăla este un spațiu care a fost furat orașului București. Acolo era unul dintre... erau cartierele vechi ale orașului, foarte frumoase. Au fost demolate pentru megalomania lui Ceaușescu. Ăla era dealul Arsenalului. Și tot spațiul respectiv, onest ar fi să fie redat orașului, să fie dărâmat zidul Parlamentului și acolo să se facă parcuri, spații de spectacole și așa mai departe, ca tumoarea aia arhitectonică să fie cumva transformată în ceva acceptabil din punctul de vedere al urbanismului în București. Acum știu că mulți spun, nu, domne, că arată frumos. Nu arată frumos. Este o clădire îngrozitor de urâtă, care a costat foarte mult, care costă enorm să fie întreținută, care nu poate să fie întreținută, o dovadă că plouă în ea, și care este ca un furuncul uriaș în mijlocul Bucureștiului. Eu urăsc acum, Ana. Acum, știți, dacă avem găles, n-ar fi tare. Știi că am făcut una din primele ediții Avocatul Diavolului cu Moise Guran? A fost despre Casa Poporului. Eu propunând să fie dărâmată. Evident că nu poate să fie dărâmată. Adică, nu și-asumă nimeni dărâmarea ei și este cumplit. Poți să încerci să... Diversi arhitecți au idei despre cum ar putea să o integreze. Și lumea a fost indignată la emisiunea aia. Am reușit să luăm 10 telefoane. Nici a fost unul singur care a zis, da, domnule, eu îi dau dreptate lui Vlad. În rest, ce să spun, dacă puteau, mi-ar fi dat foc, că mă gândeam să dărâm extraordinara clădire, Palatul Parlamentului, a doua clădire administrativă. E una dintre principalele atracții turistice ale Bucureștiului. Adică... Da, în sensul de că e fric. Nu e mai adevărat. Da, vin să pozeze o ciudățenie. Nu este adevărat. Eu am vorbit cu străini care au văzut-o și au fost profund impresionați. Și ce? Ai fost înăuntru? Vezi lucrurile din perspectiva celui care a fost oropsit de regimul comunist, care știe povestea acestei clădiri, dar pentru unul care o vede pur și simplu, e wow. Ai fost înăuntru? Ia uite cât de mare e. N-am fost...
că tot vreau să ajung. Eu am ajuns odată și este, practic n-are nicio logică. Și nu e realizat niciun traseu. Dacă ar fi fost organizat ceva astfel încât să aibă o logică, poate că găseam o poveste acolo. Dar era ceva interesant, dar nu e absolut nimic interesant. Dar știi că dacă vorbești cu arhitecți care înțeleg mult mai bine cum e construită clădirea și care trebuie să fie fluxurile de transport înăuntru, oamenii sunt uluiți, pentru că sunt suprafețe orizontale uriașe care pot primi mii de oameni, dar legăturile pe verticală sunt în cele mai multe cazuri minimale, adică sunt lifturi înguste, sunt scărițe înguste dincolo de 2-3 scări monumentale. Deci clădirea, mie nu-mi place deloc clădirea și are un trecut oribil și aș vrea să nu existe și evident că nu se poate și asta e, o să rămână acolo, dar o să plouă în ea și o să tot se acumuleze fotografii pe pagina de Facebook, găleata de la Camera Deputaților. Nu-i nimic, să vină deputații și cu un mop și cu ocazia asta găsim o utilitate. Dacă vin și cu mopuri, asta ar fi cea mai bună idee. Să facă domnule ceva, dacă le place de mult, uite, să se ocupe să o întrețină cu mop și găleata. I turn them on every morning when I wake up. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea. Makes me laugh. La Europa FM.